Dar haideți să fim, cum se spune, optimiști. Tableta, deja celebra tabletă, reduce chiulul. Și asta nu este teorie. În câteva licee bucureștene, bătrânul catalog a fost înlocuit de varianta high-tech. Părinții pot vedea în orice moment dacă elevul merge sau nu la școală și ce note ia. Proiectul deja dă roade. Numărul absențelor într-un liceu care folosește tehnologia a fost redus la jumătate. Catalogul electronic a devenit în cele câteva luni de când a fost introdus prietenul profesorilor și dușmanul elevilor. Mă așteaptă acasă și se prefac că nu s-a întâmplat nimic și mă întreabă: Ștefane, ce ai făcut azi la școală? Și eu zic, aia bine, chiar dacă n-am fost tu de ori. Adică, păi ia uite ce scrie aici, că n-ai fost aici, n-ai fost la franceză, n-ai fost... Cu vechiul catalog pe hârtie, elevii învățaseră cum să fenteze sistemul și mai ales părinții. La liceul Tudor Vianu, prezența este notată însă pe tabletă și poate fi verificată în mediul virtual, iar profesorii și părinții au controlul. De exemplu, Petrescu Cezar lipsește că nu-l văd în clasă. Dacă dăm actualizare, în timp real, el transmite datele către server. Fiecare părinte are un calculator sau un telefon de pe care poate să afle dacă copilul lui este la școală. Nu este obligat să deplaseze în fiecare zi sau săptămâna la școală ca să vadă rezultatele la învățământ. Măsurile care se iau acasă conduc la prezența la clasă. Cum niciun sistem nu e perfect, până și tableta are însă nevoie de un sistem de backup. Poate, eu știu, vreun copil din colegiul de informatică găsește o posibilitate să spargă sistemul? Pentru moment, catalogul virtual funcționează în paralel cu varianta clasică pe hârtie.